bă, ăsta prea des de schimbă. Mie nu-mi place că pare al dracu, iar ce face acum parcă strică hip-hop. Auzi la elbă, și unul de grame. Păi dau înainte-or că mă-nvăd de drum. Las lumea să-l bat, oricum nu ascult. De stai sunt îmi fac filmul și nu am de gând să mă opresc decât când ajung. Așa că nu dau la întors, nu te dau la înălțime cu bilet la cost. Eu dacă pierd timpul, pierd cu folos. Mie nopțile albe, am fac viața roz. Deliric e de vină. Haideți să vedem pe Deli. Nume de scenă. Deliric. Și înainte? Toto. Prima oară? Naș. Naș. Bă, dar faină geaca să-mi bă pula, trebuie să-mi iau și eu neapărat. Loc de baștină? Colentina. Melodie preferată? Mâine. Când te-ai apucat de muzică? La E de muzică, da. Mi-am făcut formații de repere așa, dar 11 ani, cred că am. Da. Cel mai penibil vers dat vreodată dintre ale dumneavoastră? Păi cred că de atunci, de la 11 când am început, dar am încercat să imit pe Cimitiru Belu, că auzisem la ei. Eu aveam 11 ani și auzisem la ei, cred că nici la prima mână, auzisem pe cineva cântând din ceva auzit la Cimitiru Belu. Și am folosit și eu, am început cu același vers. Mâncăm din gunoaie, nu ne spălăm la coaie. Și... Da, mi se părea ok, adică era un statement, așa. Respect. Respect, bravo. Nu ne spălăm la coaie. Bine, când ai 11 ani nu e nevoie prea des, așa. Și te spăl la coaie. Da. Că n-au căzut încă, știi. Dacă tu zici că mâncai din gunoaie, paste sau pizza? Din gunoaie? De unde? Paste. Am înțeles. Ultimul cuvânt nou pe care l-ai învățat? Guguluf. Care înseamnă? E un desert, ceva cu gaură în mijloc. Capitala Croației? Zagreb. Bă, eu mai știu un desert cu gaură în mijloc. Sorry, children. Cred că de la fotbal. Ce joburi ai avut? Am fost frizer. Nu știu. Stilist. Mega partist. Prima formație. De-ale mele. De-ale noastre. Oh. Umbrele nopții. Colentina. Umbrele nopții. La 11 ani. Da. Umbrele nopții care nu... Nopții care mâncau, 10, mâncau din gunoaie și nu se spălau la coaie. Coaie. Umbrele nopții. Respect. Ce mă, ce-ai scântat, spun la nouă? Da, mă gândeam așa la o umbră, știi? Care mânca din gunoaie. Și nu vede nimeni, că e o noapte. Da, 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 și s-o vedea doar așa și după aia... Așa. Ce super puteri ți-ar plăcea să ai? Să asta nu să mi se termine banii de pe card niciodată. Să fac plăți așa și să fie credit infinit. Asta, super puterea mea, să mă dau cu cardul. Păi... Știi cum venea Silver Surfer așa pe... Te dai și tu bani, pe card, da. Păi și nu crezi că ți-o iei aiurea? La un moment dat cumperi chestii la oameni, la oricine. La... O să vină oameni la tine în fața blocului, ca la becali, să-ți colinde și le dai. Păi da, dar îmi cumpăr o casă mare, cu un mare domeniu în jur și cu mare pază și după aia pun și aligatori în jur. Adică fac o să se ducă oriunde. Ce super puteri ți-ar plăcea să deții? Altele? Asta e că tu mai stai să mă... Să vede că ești gabăr! Domnul inspector! Lăsați-mi, eu am avut impresia că am dus cu degetul. Așa. Doc sau Vlad Dobrescu? Opa. Doc la orice sport, Vlad Dobrescu l-a gătit. Dar cu cine ești mai prieten? Cu NASA. El e mai amabil. Ai face copil cu Kim sau cu Rihanna? Rihanna. Cât de mare curvă? Cât de mare. Unde te învârte? Nu, că nu iese pe curvă, domnul inspector. Nu știu cu ce v-au zis vouă. Bă, Rihanna, că e la prima încercare de avea. Da. A, și eu e deja cu el tău și... Da, e bine. Nu, că Kim are deja mult și după aia intru pe lista aia alu Kanye și mă pune acolo cu schet. De câți oameni ai nevoie să spargi o bancă? Mă, n-am nevoie, că am cardul ăla, ți-am super puteri. Mare rost. Primii bani din muzică? Puțin.
Așa. Da. Cât? Aproximativ, mai știi? Era în 10.000. Era la un bal, am luat de la un bal. Okay. Am cântat la bal. Bă, nu am băgat piesa aia acum încă. Spălăm la coie că nu ne mai luam banii. Nu știu, 30.000 de lei, să zic. Okay. Era cât un hamburg. Okay. E roșia un fruct? E. Da. E. E. Liceu? Am făcut. Da, Spiru, Spiru, București, da. Și note bune sau? Am trecut, am fost bine. Okay. Continuă versul, am avut multe femei? Și după până să mă ies. Foarte aproape. Domnul inspector. Deci, nu știi? Continuarea? Chiar trebuia, credeam că trebuie să fiu creativ. Credeam că faci ca doamna învățătoare. Testam să văd dacă știi. Am avut multe femei? Și după până să mă iei continuare. Hei, hei. Așa. Poți sirenele să facă copii? Da, pot. Dar devin proxenez. E? Da. Mi-ai dat somn. Câți crembuși? Știu că, știu că. Câți crembuși de la Ikea poți să bagi la o masă? Sau puteai? Crembuși de la Ikea? Vegani au băgat vegani. Da? Da. Și câți mănânci? 3, dar ți se face rău. Dacă se uite ceva de la Ikea. Și un kil de muștar, evident, că e pe gratis. Ce pui întâi, lapte sau cereale? Cereale. Ăla-i tata. De asta, de cocos. Am înțeles. De cocos. Mașină preferată? BMW-ul meu. Frumos. Ce gândesc câinii când le strângi căcatul? De-l și pe sclavul ăsta. L-am prostit. Spike, îl vedeți în fundal. O săptămână să înveți un câine să facă ceva. Ce îl înveți? Ce crezi? Să strângă căcatul. Și reușești, realist. Să-și strângă singur căcatul ar fi una bună, dar l-aș învăța să facă curat în toată casa. Și ai și reușit, eu? Nu, dar măcar căcatul, mă. Ar fi frumos să-l dai așa. Știi cum fac pisicile așa? Știi, da, să-l ducă? Să-l ia cumva. Da, să tragă, să se spele pe lăbuțe, da. Album CTC, ziceți. Lucrăm. Lucrați? Da. E răspunsul din ultimii 5 ani. Ai vrei să dai un an random în care o să iasă și poate te ții de el? Că ai promis aici, la Port TV? 2023. E bun. Cu câte perne e ok să dormi? 2 4 Domnul ofițer, subinspector, poți să miști mâinile de pe masă sau odată, e considerat gest odată, ostil? Odată, dacă le mișcați. Acum să le puneți, vă rog. Așa. Dacă ai avea o mașină a timpului, unde te-ai duce? În viitor. Și să vin apoi aici să faci combinații? Da. Da. Aș lua ăla de loto, da. Catalogul ăla cu toate rezultatele la competițiile sportive, la bingo, la loto. Ești tot pariuri, tot român. Da. Și bravo. După aia stai liniștit. Și o mai dau așa. Numai unul X Real Madrid, știi, bravo. Tot un fel de coduri, de cheat-uri. Înțeles. Bun, frumos. Scarface sau Nașu? Scarface. Nașu. Scarface. Care și primul număr de revăr pe care l-ai avut semnul întrebării? Naș. Când ai simțit că ai bubuit? Bă, am mâncat odată mult la un libanez. Bă, bune, mult falafel cu hummus, cu de tot. Ai, Doamne. Și rău. Muzical vorbind? Păi a fost muzical. Da, dubstep. Ok. Era în perioada dubstep. Și nume potrivit de papagal? Șabaz. Șabaz. Da, îl știu de la Dobrescu, că a vrut efectiv la un moment dat să-și ia un papagal, dar numai ca să-i pună numele Șabaz. Da, și mi-a rămas în cap, de-aia zici că aveam pregătit răspuns. Ok, mesaj pentru Port TV și cred că poți să fii liber dacă e mesaj ok. Să nu ajungeți pe gardă. Da. Cam. Cumpărați. Pot. Nu furați, cumpărați. Să mă rămân pentru o geacă cu aia ce am ajuns. Da, tare, Deli. Mi se pare că a reacționat la urbanistul lui, dar n-am fost atent. M-am mai uitat o dată după ce am reacționat la urbanistul lui și am prins
trei sfert mai multe dume decât am prins la prima ascultare. Aie, asta se întâmplă când faci direct la prima ascultare. Bă, ce să zic? Nu știu ce apare, nu vă promit. Dacă apare bine, dacă n-apare, n-apare. Ce să facem? Oricum, vin sărbătorile, nu știu cât mai aveți timp să vă uitați. Cel mai probabil din ianuarie încolo. Dar de postat postăm până atunci, nu vă panicați. Like, share, subscribe, follow pe social media, de preferat pe Instagram. Vă salut!